E cazul și așa m-am făcut alpinist, mai pot să dorm în cort. I-a explicat. Deci asta era singura lucrare de făcută, deci redoctorul care s-a luat ieri după comandul de ce ne-am plecat de la conferința de presă și la ora 8, înlocuirea unui bronzon de aici până în bana de dincolo. Bana aia nouă, nu? Da, până în bana acolo. Așa? Care e reglată. Am lucrat aseară până la ora 8, am încercat de aseară să dăm drumul, însă avem 4 vane pe traseu de la Săbăoani până la Mircești, la Iași, care sunt vechi și care n-au umblat nimeni pe ele. 3 am reușit să le dăm drumul, la una încă suntem un pic blocați. Eu aș fi vrut aseară să dau la ora 8 seara. Astăzi noapte. Le deblocăm, le dăm drumul? Da, noi sperăm la ora 2 deja să avem... La ora 2, da? Da. Să putem poate asta. Dacă vreți, putem să mergem până acolo, lucrează oamenii la noi, să vadă, ca să nu creadă că este ceva... Dar faptul că nu s-a umblat pe ea probabil de mai mult timp, aici este tot o greșeală noastră, că și în general a românilor, când conservăm ceva, uităm să mai umblăm pe ea, să întreținem timpul. Da. Că nu degeaba s-au conservat astea, sunt conservate ca în momentul când ai necazul să poți să intervii pe ea. Deci o soluție tehnică, așa cum am spus și ieri, o soluție tehnică la îndemână, care a rezolvat problema apei de la Roman într-o zi. Doar că conducerea zonală de la Roman n-a vrut și n-a spus și n-a vrut să apelăm la această soluție. Nu știu care a fost motivul și substratul politic a fost, sunt absolut convins. A vrut să creeze un disconfort romașcanilor pentru a veni și a da vina pe compania județeană ApaVital și pe acționarul majoritar Consiliul Județean Neamț. Așa cum am spus și ieri în conferință, cu siguranță vom verifica cap-coadă cine se face responsabil de asta și ce joc s-a făcut aici la Roman pe spinarea romașcanilor și limitând accesul romașcanilor la apă, ceea ce este foarte, foarte grav. Și încă o dată vă spun, nu așa se câștigă votul, domnule Leureanu, ținând romașcanii fără apă, pentru a crea conflicte închipuite. Voturile se câștigă prin fapte, prin lucruri care se fac. Uitați că se poate ca într-o zi, am zis ieri două, dar într-o zi să rezolvăm problema cu apa la Roman. Domnul director, eu sper să rezolvați și cu vana de la Săbăoani și în cursul Trebuie. Zilei de astăzi să dăm drumul la apă și vreau să mă asigurați, să mă sunați, să mă asigurați că Romanul va avea apă non-stop 24 din 24 și că nu mai avem problema asta, indiferent de costuri, pentru că compania județeană ApaServ poate să suporte o diferență de factură la apă pe pierderile pe care o să le avem între apa facturată de către ApaVital și apa și banii pe care îi încasăm de la Romașcan. Dacă trebuie, Consiliul Județean Neamț va susține această diferență de preț. Și eu vreau ca de aici înainte să nu mai aud că la Roman sunt probleme cu apa. Și vreau să vă îngrijiți de chestiunea asta. Da, eu cred că de acum încolo, nu, în momentul în care vom avea probleme cu seceta care este preconizată și care vedem, prin ceea ce am realizat tehnic acum, putem asigura diferența de cantitate de apă, că nu poți, domne, este un disconfort să lași cu ce... câteva blocuri să nu aibă sau de la iar chestiunea asta pe care eu am auzit-o ieri de la directorul zonal, că domnule, n-au fost probleme, doar blocurile de pe centru. Păi aia nu sunt oameni din centru, blocurile din centru, acolo nu locuiesc romașcani. Toată lumea are dreptul la apă. Deci chestiunea asta mi se pare înfiorătoare. Și îl văd pe deputatul Leureanu că se pozează prin avion, se duce la NATO, vă dați seama că se oprea NATO în loc ce Leureanu, în loc stai domnule și rezolvă problema apei de la Roman dacă îți pasă de romașcani. Nu veni doar la ONU sau unde se ducea el, la ONU. Vă dați seama, stea ONU în loc domnule dacă nu se ducea Leureanu până acolo.
În loc să stea, să rezolve problema cu apa de la Roman, de aici. Da. Mulțumesc, deci, domnul director, mulțumesc pentru operativitatea cu care v-ați mișcat și faptul că atunci când promitem oamenilor un lucru, ne ținem de cuvânt. Apreciez asta și vreau să mă sunați, să-mi spuneți că ați dat drumul apă la Eu sper să nu mai am probleme, dar vreau să vă respect. Soluția este cu aducțiunea de la Timișești. Da. Soluția este cu aducțiunea în condițiile în care soluția exista. Exista, ok. Dar deci, la Pildești, pe captarea de la Pildești, se va lucra ceva, se va interveni? Da, în fel. Continuăm programul care îl avem stabilit cu dirijarea canalului de apă în continuare, că doar cantitatea... Apă se lucrează efectiv acum sau se nu știu, o să văd care este situația. Eu știu că se lucrează. Acum mă duc acolo ca să văd care este directorul zonal Corcodel, unde? De ce nu e aici? Nu, dar nu l-am chemat. Eu mi-am numit un inginer aici și cu șefa sectorului de distribuție apă care să se ocupe special. Domnul director, vă rog să luați în considerare foarte atent situația de aici de la Roman, pentru că aici niște oameni au sabotat compania județeană Apaser și mai grav, pentru interesele politice ale lui Leureanu, au sabotat romașcanii și i-au ținut fără apă, fără condiții vitale pentru oameni. Chestiunea asta nu trebuie să rămână așa. Păi nu, chestiunea asta trebuie plătită de toți cei care au contribuit și au pus umărul asta. De aceea eu mi-am numit o echipă specială care să urmărească. Deocamdată nu am încredere, îmi pare rău să spun, nu pot să am încredere în domnul șef de divizie de aici, că nu a făcut această treabă. Eu nu vă spun ce să faceți. Dumneavoastră știți ce aveți de făcut. Eu vă spun... După ce totul intră normal și asta, ne vom ocupa, așa cum am spus, se va face o comisie de cercetare, să vedem de ce s-a ajuns în situația care este astăzi, când putea să fie evitată. Nu era treabă. Noi suntem tehnicieni. Noi trebuie să venim cu soluții tehnice, restul să discută cu acționarul majoritar și spunem ce probleme avem. Mulțumesc frumos! Trăiți! Niște oameni trebuie să plătească, că asta e situația. Și eu cred că sunt lucruri mult mai grave care se întâmplă aici la zonala de la Apaser de la Roman. Vă spun că oamenii încep să vorbească și că ceea ce auzeam noi, că sunt furturi de apă, că sunt oameni care contribuie la asta, încep să iasă la suprafață. Vom vedea, însă lucrurile sunt grave. Iar cel mai grav lucru e acesta, că niște oameni au vrut să joace politic cu confortul romașcanilor. Iar asta nu e de acceptat și nici de iertat. De a avea implicații și înțelepate. Dacă se normalizează situația, cum credeți că va evolua situația cu ieșirea romanului din Adie cu Neamț? Asta e o poveste, asta e o himenă. Asta e o poveste. Ca să ieși din Adie cu Neamț, trebuie să fie de acord toți membrii. După care trebuie să vii și să despăgubești compania județeană cu aproape 100 de milioane. Bun, dar hai să spunem ipotetic că s-a se spus poate. Că plătești ApaVital. Na, haideți să vă spun ceva. ApaVital Iași nu are cum să facă chestiunea asta. Mai mult de atât, noi avem două proiecte mari. POSU și POIMU. POSU care s-a închis și POIMU care urmează. POSU care a fost de 100 de milioane și POIMU de 200 de milioane, 300 de milioane de euro. Dacă Romanul va ieși din Adiacoa, da, vom intra în infringement pe proiectul european pe POS și trebuie să dăm 100 de milioane de euro înapoi. După care periclităm implementarea POIM-ului. Deci, încă o dată vă spun, ieșirea romanului din Adiacoa Neamț este o poveste de a dormi cu copii. Este un teatru ieftin pe care l-au făcut cei care conduc astăzi administrația de la Roman, un teatru făcut, din păcate, pe spinarea romașcanilor. Aici e foarte grav. Eu înțeleg jocul politic, sunt om politic. Și atunci când avem campanii, nu înțeleg, dar să joci politic
cu viața romașcanilor și confortul oamenilor care au copii mici, au bătrâni, au să-i lași fără apă, asta e de neiertat. Afaceri au afaceri și au... asta e de neiertat.